Rămânem ridicați în picioare și citim cuvântul Domnului din Matei, capitolul 7, începând cu versetul 13. Matei, capitolul 7, versetele 13 la 23. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Amin. Vă invităm să reocupați locurile. Pasajul de față face parte din predica de pe muntea Domnului Iisus. Și după ce Domnul în capitolul 5, capitolul 6, ne vorbește despre omul binecuvântat, cum ar trebui să fie omul acela care primește binecuvântarea lui Dumnezeu, ne vorbește despre faptul că noi suntem lumină și sarea pământului, ne spune că noi trebuie să împlinim poruncile și legile lui Dumnezeu. Mai apoi ne spune că trebuie să fim gata să ne iubim unii pe alții, să iubim chiar și pe vrășmașii noștri. Ne spune cum trebuie să ne rugăm și cum să facem dărnicie. Ne învață cum trebuie să postim. Ne atrage atenția și ne avertizează despre importanța pe care o are comorile strânse în cer. Și ne îndeamnă să nu ne strângem comori pe pământ. Ne spune că trebuie să stăruim în rugăciune. Dar mai apoi, în urma învățăturilor lui Domnul Iisus, aduce mesajul lui la o concluzie și spune, în urma la tot ce ați auzit și de fapt tot ce v-am spus, are ca scop ca voi să faceți o alegere și o alegere bună, să intrați pe poarta cea strântă. Pentru că largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Ne cheamă Dumnezeu să luăm o hotărâre și să facem o alegere. Dacă vreți, ajunge omul într-o intersecție. După ce Dumnezeu își descoperă planul, ne spune voia Lui, ne arată ce trebuie să facem. Ne pune înainte aceste două căi, aceste două porți. Și spune, alege și intră pe poarta cea strântă. Pentru că, vedeți, calea aceasta largă, spune, duce la pierzare. Pe când cealaltă, calea îngustă, duce la viață. Dacă ne întrebăm de ce este numită calea lui Dumnezeu o cale îngustă, putem gândi în primul rând pentru că tratează, dacă vreți, un singur subiect, are un singur mesaj important și anume, dacă vreți, toată Scriptura vorbește despre planul de răscumpărare al omului. Dumnezeu este interesat de om și de sufletul lui și de mântuirea lui și a trimis în lume pe însuși Fiul lui ca să ne mântuiască. Mulți ar vrea să știe, știu eu, multe lucruri sau alte subiecte să fie tratate în Scriptură, să li se spună cum să facă un business mai bun, măcar că Dumnezeu ne îndeamnă și la asta și ne arată și ne spune ce trebuie să facem și cum trebuie să facem toate lucrurile. Dar subiectul esențial, subiectul principal, este mântuirea sufletului omului. Ar vrea oamenii să știe, știu eu, lucruri despre politică, lucruri despre orice altceva. Dar Dumnezeu vine și ne spune
că El este interesat de mântuirea sufletului tău și al meu. Aleluia. Și pentru asta L-a trimis pe Fiul Său în lume să moară pentru noi și pentru păcatele noastre, să ne izbăvească din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri, să ne, așa cum spune Apostolul Pavel în Coloseni, să ne strămute din împărăția întunericului în împărăția dragostei Fiului Său și să ne spune și să ne îndemne și să ne cheme să umblăm pe calea cea strântă. Este calea aceasta îngustă din al doilea rând pentru că spune că are o poartă îngustă, o poartă strâmtă. Și despre aceasta spunea Domnul Iisus, eu sunt ușa oilor. O singură persoană. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și asta din nou îi deranjează pe oameni. Sunt oameni care întreabă, dar noi, musulmanii, nu-L slăvim pe sau nu-L căutăm pe același Dumnezeu pe care îl caută creștinii? Evreii de asemenea. Se închină aceluiași Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne spune clar, este o singură cale, este o singură poartă, este o singură intrare. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu este altă cale. Singurul Iisus Hristos, ușa oilor, poarta înspre veșnicie. Este o cale îngustă, de asemenea, în al treilea rând, pentru că cere un sacrificiu total. Și sunt mulți oameni care, atunci când vorbesc despre Evanghelia Domnului Iisus, cheamă oamenii și spune, vino că nu te costă nimic. Cineva a plătit un preț mare. Și ne spune în Petru, în epistola lui, întâia sa epistolă, în capitolul 1, începând cu versetul 17, spune, ziceți-mi, voi n-ați fost răscumpărați din felul de viețuire pe care moșteniseră de la părinții voștri cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur. El a plătit un preț enorm, dar mai mult decât atât, ne cheamă și pe noi să plătim. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. În Luca, în capitolul 13, versetul 24. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Ce înseamnă asta? Nevoiți-vă să intrați, luptați, căutați, dați-vă toate silințele, spune Petru, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Chiar așa nu trebuie să facem nimic, ascultați ce spune Luca, capitolul 14. Versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Cum de sunt oameni care spune, veniți că nu vă costă nimic, nu va trebui să faceți nimic. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Spune Dumnezeu aici, prin Domnul Iisus, și ne spune, faceți o socoteală, vreți să porniți pe drumul acesta, vreți să mergeți pe calea aceasta îngustă? Faceți o socoteală! Pentru că nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el. Și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască, dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Și ascultați concluzia, versetul 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Te costă totul și mă costă totul. Ești gata să intri pe această cale îngustă? Spune cuvântul Domnului în Matei, în capitolul 7, puțini sunt cei ce o află. De ce?
Pentru că mulți nu sunt gata să plătească prețul acesta. Nu sunt gata să plătească prețul acesta al urmării lui Hristos. În Luca, în capitolul 9, spunea Domnul Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine, să intre cineva pe calea aceasta îngustă, pe poarta cea strântă, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ascultați, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Te costă viața ta! Nu mai poți trăi după părerile tale, după plăcerile tale, după cum crezi tu. Trebuie să te lepezi de tine însuți, să fii gata să mori în fiecare zi, să-ți iei crucea și să spui, Doamne, renunț la planurile mele, renunț la gândurile mele, renunț la voia mea însăși. Și vreau să urmez întru totul voia ta. Nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce este gata să facă voia lui Dumnezeu. În Matei, în capitolul 5, acolo unde Domnul începe predica aceasta, spune în versetul 10, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri neadevărate împotriva voastră. Suntem gata să plătim prețul acesta? Asta e cale îngustă. Ești gata să fii prigonit din pricina neprihănirii? Ești tu gata să fii vorbit și ocărât? Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Suntem noi gata să suferim pentru Domnul? Asta înseamnă să fim pe calea îngustă. Nu să fii apreciat și aplaudat de fiecare dată, să se uite oamenii la tine și să spună, auzi, nu e nicio diferență între noi. În momentul în care trăiești în evlavie și în neprihănire, spune că toți cei ce vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți, spunea Pavel lui Timotei. În momentul în care trăiești în neprihănire, în momentul în care trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, vei avea împotrivire, vei avea prigonire, vei fi vorbit de rău. Suntem noi gata să plătim prețul acesta? Intrați pe poarta cea strântă. Să umblăm pe calea îngustă, care duce la viață. Deci sunt două destine diferite. Calea largă duce la pieire. Calea îngustă duce la viață. Și observați o altă diferență. Spune despre calea largă, mulți sunt cei ce intră pe ea. Cât despre calea îngustă spune, puțini sunt cei ce o află. Vă aduceți aminte de ce spunea apostolul Pavel? Că în zilele din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Domnul Iisus însuși spunea, mulți chemați, dar puțini sunt aleși. Să ne ajute Dumnezeu să fim dintre acei puțini care află calea aceasta. Și vedeți, Dumnezeu prin tot ce a spus și prin tot ce ne spune, El vrea să umblăm pe calea aceasta îngustă. Și spuneam, un motiv pentru care oamenii nu află calea aceasta este pentru că nu sunt gata să plătească prețul. Nu sunt gata să-și piardă viața aceasta. Dar un al doilea motiv, asupra căruia aș vrea să mă opresc în dimineața aceasta, nu special, ne spune versetul 15, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Un alt motiv pentru care oamenii, sau unii oameni nu găsesc calea aceasta îngustă, nu o află, așa cum spune cuvântul Domnului aici, este că la intersecția asta de drumuri, la intersecția asta în care trebuie să faci alegeri, sunt proroci mincinoși care caută să abată pe oameni și să le facă vânt pe cărarea cea largă. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu.
După ce spune, intrați pe poarta cea strâmtă, Domnul Iisus avertizează în modul cel mai serios și spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. Și acum când vorbim de proroci mincinoși, trebuie să ne gândim la toate celelalte aspecte. Nu ne referim doar la cineva care vorbește și vorbește sau descoperă viitorul. Și vorbește din partea lui Dumnezeu cu așa vorbește Domnul, printr-o descoperire de la Duhul Sfânt. Când vorbim de proroci mincinoși, ne putem referi la toți aceia care spun despre ei înșiși că îl reprezintă pe Dumnezeu într-un anume fel. De aceea cuvântul Domnului ne vorbește despre frați mincinoși, ne vorbește despre învățători mincinoși, spune cuvântul Domnului în 2 Petru, ne vorbește despre apostoli mincinoși și ne spune cuvântul lui Dumnezeu și despre Hristoși mincinoși. Toate aceste lucruri trebuie să le avem în vedere atunci când vorbim despre proroci mincinoși, despre oameni care pretind că vin din partea lui Dumnezeu și că au un mesaj din partea lui Dumnezeu. Într-o măsură, predicatorii care stau la amvon și nu deschid cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor, îi îndrumă pe oameni într-o direcție sau alta. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu să ne păzim de prorocii mincinoși. Vedeți, încă din vechime, dacă ne uităm în Scriptură, odată cu ieșirea poporului Israel din Egipt, în Deuteronom, în capitolul 13, Domnul avertiza despre astfel de oameni. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Deuteronom, capitolul 13, cu versetul 1. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți dumnezei, dumnezeii pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim. Să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau vizător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Și mai mult decât atât, ascultați ce spune Domnul în continuare. Prorocul sau vizătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea. Asta ca să vedem cât de grav. Că pentru că sunt unii oameni care se uită la astfel de oameni, măcar că văd că nu sunt oamenii lui Dumnezeu și spune, ce mare lucru, spune și lucruri bune, nu? Să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei. Și a voit să te abată de la calea pe care ți-a poruncit Domnul Dumnezeu. Care e calea pe care ne-o poruncește Domnul? Intrați pe poarta cea strântă, umblați pe calea cea îngustă și vor veni oameni care vor căuta să te abată de la calea asta. Și spune, e o cale mult mai ușoară, e mai largă, e mai relaxată. Să te abată de la calea pe care ți-a poruncit-o Domnul Dumnezeul tău ca să umbli. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Mai apoi, pe vremea împăraților găsim cum, pe vremea împăratului Ahab, Mica era singurul proroc al lui Dumnezeu, pe când toți ceilalți spune, erau proroci mincinoși și proroceau minciuni. Împăratul nu-i plăcea de Mica. A spus, nu-l chem pe omul ăsta, că ăsta nu prorocește nimic bine. Mai apoi citim în Isaia, în Ieremia, cum Domnul avertizează și spune despre acest proroc mincinoș. Ascultați Ieremia, capitolul 23, începând cu versetul 21. Ce spune despre prorocii mincinoși? Eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși ei au alergat. Nu le-am vorbit și totuși ei au prorocit. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să-i întoarcă de la calea lor ce rea, de la răutatea faptelor lor. În versetul 31 din același capitol, Ieremia 23, iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc vise neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăzneala lor. Nu i-am trimis eu, nu le-am dat poruncă și nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul.
Prorocul adevărat al lui Dumnezeu este trimis de Dumnezeu și are mesajul lui Dumnezeu. Celălalt spune aici cuvântul Domnului, nu i-am trimis eu, nu le-am dat poruncă eu, mesajul lor nu este de la mine. Mai apoi, dacă ne uităm în Noul Testament, asta ca să vedem cât de serioasă este această avertizare cu privire la proroci, la predicatori, la învățători, la orice lucrare mincinoasă, cu care n-ar trebui să ne jucăm nici de cum. Ascultați ce spune în Matei, în capitolul 24, versetul 11. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Mulți sunt cei ce merg pe calea pierzării. Versetul 24 din Matei 24. Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Dacă citim mai apoi epistolele lui Pavel, a lui Petru, Iuda, toate vorbesc despre pericolul acesta în care se află credincioșii. Despre învățături mincinoase, despre învățături periculoase, care vor abate pe popor de la calea lui Dumnezeu. În Coloseni, în capitolul 2, versetul 8 spune, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Vor veni oameni și vor spune, e bine că crezi în Iisus, dar mai trebuie să faci ceva. Hristos plus. Voi aveți totul de plin în El. Dacă deschidem cuvântul Domnului în 1 Timotei, în capitolul 4, vorbind despre vremurile din urmă, spune Apostolul Pavel, dar Duhul spune lămurit, că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Există o învățătură bună, există o învățătură sănătoasă și există o învățătură stricată. De origine demonică, spune aici, duhuri înșelătoare și învățături ale dracilor. Ferește-te de basmele lumei și băbești, caută să fii evlavios. Versetul 11, poruncește și învață aceste lucruri, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Versetul 15, puneți în inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele pentru că înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea mintei asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiești în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Și aș vrea de asemenea să privim în 1 Ioan, în capitolul 4, versetul 1, spune cuvântul Domnului, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh și cercetați toate duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. E bine, dacă ne-am apucat să cercetăm anumite lucrări, anumiți proroci, anumiți predicatori, anumiți învățători, anumite lucrări, ne vom mira să vedem cât de mulți din biserică nu sunt de acord cu așa ceva. În primul rând spune, pe noi nu ne interesează,
nu vrem să facem asta. Alții pot să spună, auzi, pe noi nu ne interesează teologia. Acum dacă omul ăla are învățătură nu chiar așa de sănătoasă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, totuși are lucruri bune, face lucruri bune. Uite cât bine a făcut altora. Alții consideră că este un demers nebiblic. Cum să cercetezi, cum să pui la îndoială anumite lucrări? Și consideră că ești nespiritual. Dacă te-a pus să cercetezi, să vezi dacă un duh vine de la Dumnezeu. Asta e porunca lui Dumnezeu. Cine spune că noi nu trebuie să cercetăm nimic și trebuie să primim toate lucrurile, nu citește cuvântul. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați toate duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Ca să înseamnă că sunt duhuri care nu sunt de la Dumnezeu. Sunt învățători care nu vin de la Dumnezeu. Sunt proroci mincinoși, sunt învățători mincinoși, sunt apostoli mincinoși. Nu dați crezare oricărui duh. Sunt alții care nu neapărat sunt interesați până la urmă de adevăr. Ei iau ceea ce spunea Domnul în Matei capitolul 7 cu 1 și spune: nu judecați ca să nu fiți, noi nu judecăm pe nimeni. E bine, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să cercetăm și să judecăm toate lucrurile. Și vedeți, dacă ar fi să facem o clasificare a acestor proroci mincinoși, sunt eretici care vin și stau împotriva doctrinelor clare pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu, pe care le-a dat Domnul nostru Iisus Hristos și apostolii săi. Vin unii și neagă divinitatea Domnului Iisus. Și sunt foarte ușor de identificat și de ferit de ei. Când un om are o învățătură eretică, total deplasată. Sunt alții care se leapădă de credință, așa cum spune în Petru, ca să se întoarcă înapoi la lucrurile acele pe care le-au lăsat altădată și trăiesc în păcat și nelegiuire. Sunt, dacă vreți, câinii care se întorc la ce au vărsat sau scroafa spălată care se întoarce înapoi în noroi. Din nou te uiți la oamenii ăștia, sunt și ușor de identificat. Oamenii ăștia nu trăiesc în curăție. Ei dau la o parte. Dar avem un alt fel de învățători, proroci mincinoși, predicatori mincinoși, cum vreți să-i numim. Și ăștia sunt oameni înșelători. Așa cum spunea Domnul Iisus, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oaie. Așa cum un cioban, nu, în România se îmbrăca cu blana aia de oaie. Și îl vedeai de la depărtare, ăsta e ciobanul care are grijă de oi. Așa vin oamenii ăștia îmbrăcați în haine de oi. Sau, mai putem interpreta într-un alt fel, se dau drept oi, se infiltrează în biserică. Pe oamenii ăștia îi găsești în biserică, îi găsești pe băncile biserice, îi găsești la anvon, îi găsești pe internet, îi găsești ca o lucrare mare, îi găsești că sunt populari și celebri pe internet. Și ăștia sunt mai greu de identificat. Ei vor veni și vor spune că cred în Iisus. Știți ce spune Domnul în Matei, în capitolul 24, atunci când ucenicii săi îl întreabă când se vor întâmpla aceste lucruri? Spune Domnul Iisus, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Căci vor veni mulți în numele meu și vor zice că eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Putem interpreta lucrul acesta în felul următor. Vor veni mulți care vor zice, Iisus Hristos este Domnul și după care te va înșela. Vor veni mulți și vor zice că ei cred Scriptura și că ei nu se abadă la Scriptură. Tot ce scrie Scriptura, pe aia se bazează. Și spune Apostolul Petru că ei vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Frați și surori, să ne păzim de astfel de oameni, să fim atenți, să-L rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească și să ne conducă pe calea aceasta, să stăm asupra Scripturilor, să le cercetăm, să le cunoaștem. Spunea Domnul Iisus, oile mele cunosc glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Cum de sunt atâția oameni care urmează pe oameni pe care nu-i cunosc și nu i-au cunoscut niciodată, nu știu nimic despre ei.
Și disprețuiesc pe cei pe care îi cunosc. Dar se uită la ei și spune, mă, omul ăsta nu face minuni deosebite. Mă, n-are nicio vorbire așa extraordinară. Și să-l urmez eu pe ăsta. Uite-te la ala, uite ce spune. Omul ăla spune că are o revelație deosebită. Spune lucruri nemaipomenite pe care tu nu le-ai auzit niciodată din Scriptură. I s-a descoperit Dumnezeu într-un mod deosebit. Și pe astfel de oameni îi urmează. Spune cuvântul Domnului despre învățătura aceasta sănătoasă, că duce la evlavie, duce la sfințire. Uită-te în urma la ceea ce asculți, la ceea ce urmezi. Te duce mai aproape de Dumnezeu sau nu? Te conduce la sfințire sau nu? Aș vrea în încheiere doar să pun înaintea dumneavoastră câteva teste pe care ar trebui să le facem tuturor oamenilor. În primul rând, să ne uităm la testul smereniei. Este omul ăsta smerit sau nu? Îl înalță pe Hristos sau se înalță pe sine? Îl face pe Hristos mai important sau îl face pe Hristos mai mic, mai neimportant? Și spune, e bine că crezi în Iisus, dar mai trebuie altceva. Sunt lucruri mult mai importante decât astea. Voi aveți totul de plin în El. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 20. Atunci când părăsește biserica din Efesă și a rămas bun de la ei, spune în versetul 19, am slujit Domnului cu toată zmerenia, cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirilor iudei. Căutați să vedeți dacă oamenii ăștia vorbesc mai mult despre ei sau îl înalță pe Hristos. Spune despre Duhul lui Dumnezeu că El mă va proslăvi, spunea Domnul Iisus. Orice lucrare care are în spatele ei Duhul lui Dumnezeu, îl înalță și îl proslăvește pe Hristos. Omul nu va avea loc acolo. Sunt mulți oameni care vin cu listele de lucruri pe care le-au făcut, de lucrările pe care le-a săvârșit Dumnezeu prin ei. Și ne bucurăm când face Dumnezeu lucrări, dar nu ți-adu ție slavă. Slava să rămână a lui Dumnezeu. Hristos să fie înălțat. Omul și prorocul adevărat slujește Domnului în smerenie. Mai apoi, un alt test. Testul învățăturii pe care o dă în Faptele Apostolilor, tot în capitolul 20, spune în versetul 20, Apostolul Pavel, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Căci nu m-am ferit, versetul 27, să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Uitați-vă și controlați fiecare învățătură dacă potrivește cu Scripturile, cu tot planul lui Dumnezeu, dacă ne îndeamnă la pocăință și la credință în Dumnezeu. Pentru că uneori nu contează neapărat ceea ce spune. S-ar putea să spună multe lucruri corecte acești proroci mincinoși. Dar e important să vedem și ceea ce nu spune. Și sunt mulți dintre ei care nu vorbesc niciodată despre păcat, nu vorbesc niciodată despre pocăință, nu vorbesc niciodată despre plâns și despre suferință și despre prigoană pe care o trebuie să o îndure credinciosul. Testați învățătura lui. Și nu în ultimul rând, testul statorniciei, spune Apostolul Pavel, îi spune lui Timotei, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Uită-te la statornicia acestor oameni și vei vedea că despre ei unii nu sunt nicio biserică, nu aparțin niciunei biserici, umblă din loc în loc. Nu sunt statornici, nu-și sfârșești calea cu bine. Auzi despre ei la sfârșitul vieții lor că au trăit în păcat, în nelegiuire. Să nu ne lăsăm duși și înșelați de astfel de oameni. Să-i testăm, să punem la încercare dacă sunt oameni smeriți, dacă îi dau toată slava lui Dumnezeu. Să punem la încercare învățătura lor, să vedem dacă potrivește cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Să auzim glasul Lui, pentru că Dumnezeu în adevăr vorbește, dar să nu mergem niciodată după un străin. Să rămânem la cuvântul Lui Dumnezeu, să umblăm în credincioșie, în sfințenie și Dumnezeu ne va binecuvânta și sfârșitul alergării noastre în felul acesta va sfârși în viață veșnică împreună cu Domnul nostru. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.